Doamna Virginia, da, dacă tot aș spus că sunteți sunt 25, atunci 25 să fie, ca să fie ziua mai împlinită, avem o surpriză pentru dumneavoastră, din partea cuicării. Eu cred că din partea mamei, precis. Așa este? De data asta din partea mamei, da? Un sincer la mulți ani pentru dumneavoastră și toate astea vă aparțin. Din îndepărtare, cu emoții. La sigur ziua de astăzi o să țineți minte, pentru că a fost plină de surprize și la sigur mai urmează. Așa, o să vă rog frumos. Torta este pentru dumneavoastră. Și asta este pentru dumneavoastră. Și asta este pentru dumneavoastră. Și coșul este pentru dumneavoastră. Acum aveți ocazia, da, să... să mulțumiți, da? Și să degajați emoțiile. Vreau să-i spun mamica din departare privet, te iubesc și vreau să încep cu cuvinte mai frumoase. Vreau să-ți mulțumesc în primul rând că existi tu, mamă și tată, pentru că ne-ai adus pe lume și ne crești până ziua de astăzi și ai grijă de noi. Ne dor foarte mult de tine. Vreau să fii în curând lângă noi, odată și pentru totdeauna, să nu mai lipsim lipsa unui altuia. Și îți mulțumesc foarte frumos, nu m-am așteptat. Te iubesc foarte mult. Și să-ți dea Dumnezeu sănătate, să reziști. Pentru noi, pentru scârbele noastre și pentru fericirile noastre, care ți le aducem în fiecare zi, și pozitive și negative. Mulțumesc foarte frumos. Te iubesc foarte mult. Cuvinte frumoase. Asigur, mama, când o să vă vadă, o să lacrimeze. Asta mai mult ca sigur. Doamna Virginia, îmi rămâne decât și noi să ne alăturăm la cuvintele frumoase. Un sincer la mulți ani în partea echipei, surprize la ușa ta. Și cum ați spus că mereu cei dragi să fie alături, cum o spunem și noi, pentru că asta fiecare om își dorește, ca cei dragi să fie alături. Și vreau să vă mulțumesc și vouă foarte frumos pentru trudă care o depuneți, pentru, nu știu, mare dragă, pentru mare dragă. Da, pentru răbdarea, pentru truda care mergeți zi de zi și cu mare drag. Stăruința dumneavoastră. Cu mulțumim mare drag frumos. Facem la mulți ani.